Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! În urma unui articol în Știință și Tehnică, acum 2 luni, munții noștri au poartă. Nu vă spun despre ce se vorbea acolo. Primesc din partea unei companii cadou un pix. Ca să fiu mai blând în ce spun, compania scrie aici ceva. Nu știu dacă colegii pot să duc așa să mărească. Mă rog, Gold Corporation, vă spun. N-am de gând să schimb maniera. Pentru asta am invitat-o pe doamna Georgeta Ionescu, geolog, președinte de, în viitorul foarte apropiat, al acestui Institut Verde, da? Institutul Verde. Hai să ne spuneți ce Institutul Verde și promit un subiect. Este un think tank care încearcă să facă o analiză, dar și să vină cu propuneri pentru problemele de mediu ale României în momentul de față, care nu sunt puține, din păcate. Și de asemenea pentru a genera strategii care în viitor să ne permită o dezvoltare sustenabilă, pentru că se pare că la acest capitol România are un mare deficit. Noi nu avem strategii pe termen lung, nu gândim un model de societate pentru ceea ce am dorit să devină România în următorii 10, 20 sau 50 de ani. Noi ne gândim tot timpul pe termen scurt, încercăm să încropim politici, să rezolvăm probleme punctuale, dar nu avem viziunea de ansamblu. Ori în concepția celor care au fondat acest institut, avem nevoie de o cu totul altă paradigmă în care centrul de greutate să fie atât un principiu umanist, bazat pe nevoile individului și ale societății, dar și pe prezervarea resurselor naturale a mediului, pentru că acest mediu ne-a fost dat nu doar ca să-l folosim, ci ca să-l prezervăm și ca să-l dăm la rândul nostru mai departe în condiții bune. Dați-ne și nouă datele. Unde puteți fi accesați? Cum ajungem la Institutul Verde? Eu cred că și următoarea emisiune este și ceea ce am văzut la Moise Guran la emisiunea lui, unde ați fost admirabilă, l-ați făcut pulvere pe fostul dumneavoastră profesor. Domnul profesor Anastasiu, am mai avut câteva dezbateri chiar și cu domnul Pătruții, președintele Agenției Naționale de Resurse Minerale, care mi este fost coleg de generație. Am absolvit geologia în același an, în 1984, foarte mult timp în urmă. Subiectul dezbaterii a fost de fiecare dată cel al exploatării gazelor de șist, care a devenit brusc o chestiune foarte importantă pentru România în momentul în care opinia publică a sesizat că acest potențial că Chevron umblă de mult pe la noi pe aici. Nu e doar Chevronul, sunt o serie de companii. Ca să revin la Institutul Verde, ne găsiți aproape de sediul dumneavoastră, pe strada Lipscan, la numărul 19. Hai să încercăm, deci, să scriem pe ecran. Institutul Verde, strada Lipscan 19 și mail ceva, site. Institutul Verde.ro este pagina noastră. www.institutulverde.ro. Da. Hai să dăm asta, că poate că lumea va veni. Dar bucura să colaborăm. Noi avem cam o dată pe lună dezbateri pe teme de interes. Organizăm și seminarii. În săptămâna care urmează sărbătorilor pascale o să avem un curs de grădinărit organic pentru cei care sunt interesați de agricultură sustenabilă, în parteneriat cu permacultura.ro. Peste alte câteva săptămâni o dezbatere publică legată de dezastrul, cum îl numim noi din păcate, pădurilor în ultimii 20 de ani. Și ne-ar face mare plăcere dacă ați accepta invitația de a participa la această dezbatere. Astăzi mi-am propus împreună cu colegul Cristian Roman să noi să fim avocații unui desfrânate utilizări de resurse, cel puțin eu voi fi așa, și dumneavoastră să apărați teritoriul patriei și să spuneți nu. Da? Eu vă vin cu o singură cifră. Da. Puterea totală instalată pe pământ la ora actuală este de 16 teravați. În doar 8 ani va fi de 20 de teravați. Asta înseamnă o creștere de 25% de nevoie de energie. Păi, trebuie să ardem ceva, nu? Să ardem? Nu neapărat să ardem. Avem și alte posibilități. Încă potențialul de energie geotermală este
net subutilizat, mai avem energia eoliană care ar putea fi pusă în valoare mult peste actualul mod în care este utilizată. Trebuie să ne gândim și la soare cu mai multă încredere, pentru că România are și un potențial mare în utilizarea acestui geam de energie. Și vă întreb puțin, am asistat la Hamburg, la o întâlnire a nucleariștilor de la acceleratorul de particule de la DESI, de la Hamburg, cu specialiști în solaristică, care au venit cu programul Desertec. L-am arătat, am făcut două emisiuni până acum la emisiune, acesta este proiectul, și au fost invitați din Africa, din țările arabe, mulți specialiști ai lor, și președintele Academiei Egiptene a spus așa: ne pare bine că voi vă ocupați de soare, pentru că, dacă mi-amintesc, ieri dimineață, între 8 și 8 și 5, a apărut puțin soarele pe cer, Germania fiind ploioasă. Să știți că Oltenia are un potențial extraordinar din punctul ăsta de vedere. Oltenia, care, din păcate, a pierdut foarte mult din ceea ce înseamnă zestra ei verde, din zonele umede. Și, păcate, suferă un acut proces de deșertificare, dar măcar dacă tot avem soare din plin acolo, hai să-l folosim. Da. Hai să ne întoarcem asta și la tema resurse. Noastră. Da? Deci, gazele de șist. Eu, în afară de a fi geolog, sunt și jurist, și atunci am să încerc să abordez puțin lucrurile și din acest punct de vedere, pentru că, la modul general, România, după cum spuneam, nu are strategii clar conturate nici în privința chestiunilor de mediu, nici în ceea ce privește modul în care să-și utilizeze resursele minerale. Și mai are o mare problemă legată de ce se întâmplă atunci când exploatăm aceste resurse minerale, pentru că am moștenit o serie de bombe ecologice, avem câteva situri celebre prin poluarea istorică, acolo unde au existat în timp exploatări de diverse substanțe, și putem să ne gândim, începând de la sulful din Caliman, și să terminăm luând arcul Carpaților cu uraniul de la Ciudanovița, peste tot au rămas în urmă halde imense de steril, care sunt extrem de poluante, care nu au fost ecologizate așa cum ar fi trebuit să se întâmple prin asumarea unor obligații de către România ca stat membru al Uniunii Europene. Hai să zicem așa, eu sunt american de la, nu sunt firma, nu o repet numele, și am venit la voi și zic așa: voi aveți resurse în pământ și nu știți de ele, sau nu știți să le scoateți la suprafață, și tocmai vă spusei că de la 16 la 20 de terawatt s-are produs, așa că hai să facem la voi la bârlat. Despre gazele de șist, România încă nu știe prea multe, pentru că e o resursă neconvențională, de tip nou, e o noutate chiar la nivel european. Dar despre alte substanțe minerale utile, România cunoaște, pentru că ani de zile s-a făcut cercetare, prospecțiune și explorare în România. Datele acestea există în Fondul Geologic al României, prezervat în parte de Institutul Geologic al României și în altă parte de Agenția Națională de Resurse Minerale. Ei sunt depozitarii, deci noi știm ce avem. Nu cunoaștem într-adevăr care este starea sau resursa în ce privește gazele de șist. Dacă doriți să discutăm la modul general, sigur, aici ar trebui să încercăm mai întâi să ne stabilim prioritățile. Ce dorește să facă România cu toate bogățiile ei, care nu sunt puține? Pentru că am fost înzestrați și cu petrol, gaze, avem minerale utile de tot felul, și metalice și nemetalice, avem aur, avem cupru, avem argint, avem și tere rare, am avut și substanțe radioactive în cantități semnificative și se pare că încă mai sunt ceva rezerve. Avem de toate, avem energie geotermală, cum spuneam. Dar care este până la urmă proiectul nostru pentru aceste resurse? Aici ar trebui să existe o gândire la nivelul cel mai înalt al administrației centrale. Să stabilim care este traseul pe care îl va urma România. Vom fi doar cei care pun în valoare rezerve, le exploatează, avem o gândire...
Le vând, pur și simplu, le dăm altora în concesiune, pentru că noi nu mai știm brusc să exploatăm nimic sau nimic nu mai este profitabil în România dacă nu este exploatat de o companie străină. Sau dorim să le exploatăm etapizat pe măsură ce putem să le adăugăm o valoare prin utilizarea lor. Eu cred că acesta ar trebui să fie modelul care să ne preocupe, nu doar să exploatăm rapid și rapace tot ce avem. Să zicem că scoatem din pământ gazele, le vindem, ce trebuie să facem cu ele? Noi avem suficientă energie, după știința mea, la câte industrie avem acum? Noi, în momentul de față, importăm circa 20% din necesarul de gaze. Atât. Asta făcând abstracție de noile rezerve care au fost puse în evidență și urmează a fi conturate în Marea Neagră. Deci nu stăm chiar atât de rău la capitolul gaze, cum stau alte state din Uniunea Europeană. Problema gazelor de șist este una foarte controversată, în primul rând datorită metodei de exploatare. Pentru că aceste resurse, fiind unele neconvenționale, așa cum spuneam, adică diferența dintre gazele obișnuite, pe care România le exploatează de foarte mult timp, și acestea constă în faptul că ele sunt cantonate, în primul rând, în alt tip de rocă și sunt cantonate la adâncimi foarte mari. Gazele de șist în lume se exploatează cam de la adâncimi de 2.000-2.500-3.000, se merge până la 4.000 de metri, de unde exploatarea devine deja nerentabilă. Oricum, costurile sunt foarte mari. De ce sunt foarte greu de extras? Pentru că, spre deosebire de gazele convenționale care sunt cantonate în rezervoare poroase, imaginați-vă, de exemplu, nisipul, care are foarte multe interstiții, ele sunt pline cu gaz. Gazul fiind sub presiune, e suficient să înțep zăcământul și el artezian curge, la fel și petrolul. Ei, în privința gazelor de șist, lucrurile nu mai stau așa. Discutăm de roci care nu mai au aceeași porozitate și permeabilitate, permeabilitatea fiind foarte redusă, atât datorită tipului de rocă, dar și presiunii litostatice, pentru că la 2000 de metri deja discutăm de presiunea coloanei de roci de deasupra, care apasă cu toată greutatea ei pe aceste șisturi gazeifere și care fac practic greu de extras metanul sau hidrocarbura care se dorește din cauza legăturii foarte strânsă cu roca și a lipsei de permeabilitate a rocii. Atunci, ca să-i crească permeabilitatea, specialiștii în exploatare, forajiști și de altă natură, tehnologii, au imaginat un procedeu prin care se execută niște foraje mai întâi verticale și mai nou tehnologia rafinându-se a permis inclusiv executarea de foraje în plan orizontal sau înclinat pe direcția stratului care conține zăcământul. În aceste foraje urmând să se injecteze cantități absolut impresionante de fluide. Fluide care reprezintă în proporție de 95% un amestec, 99% apă și nisip și se mai aditivează niște substanțe chimice. Problema aici este problema, nu? La aceste chimice. Substanțe chimice. Da, am la mine, dacă cred sunteți că avem interesați, și un filmuleț, nu? Și o listă cu o parte din aceste substanțe care în general n-au fost puse la dispoziția opiniei publice. Companiile care au demarat această tehnologie în Statele Unite le-au ținut acoperite de secretul industrial. Mai mult în Statele Unite mai e interesant de luat în calcul și faptul că prin lobby-ul făcut de marile companii, de corporații, a fost modificată legislația care proteja sursele de apă, The Clean Water Act, în 2005, eliminându-se tot ce înseamnă activitate de fracționare hidraulică din prevederile legii. Adică orice activitate poate să polueze apa, mai puțin fracționarea hidraulică, ceea ce e foarte interesant dacă e să folosim o metaforă pe care o utilizează
activiști de mediu din Statele Unite și care spun că acestea sunt de fapt dirty bombs. De ce sunt dirty bombs? Adică bombe murdare, pentru că dacă ne referim la termenii Convenției de la Geneva, foarte multe din aceste substanțe sunt interzise inclusiv într-un conflict convențional. Utilizarea lor, fiindcă sunt foarte periculoase pentru tot ce înseamnă organism viu. Ce substanțe? Câteva exemple. Dacă îmi dați voie, am să caut listuța, dar pot să vă spun că la un moment dat în Parlamentul European s-a comandat un studiu pentru a vedea în ce măsură Europa are în primul rând o legislație care să acopere tot acest domeniu al exploatării gazelor de șist și, de asemenea, care ar fi impactul de mediu. Este un studiu pe care l-am la îndemână al Direcției Generale de Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară. Studiul este relativ recent, a fost predat vara trecută în iulie 2011, iar în ceea ce privește lista chimicalelor utilizate, au luat un exemplu ceva mai simplu, asta ca termen de comparație, dacă luăm estimarea că în fracționarea hidraulică, în fracturarea hidraulică se utilizează între 5 până la 600 de substanțe, după cum estimează specialiștii. Aici s-a analizat doar o listă cu 260 de substanțe puse la dispoziție de statul New York. Și din aceste 260 de substanțe, potrivit legislației comunitare, s-a constatat că 58 au proprietăți problematice, pentru că, de exemplu, 6 din ele fac parte din prima listă publicată de Comisia Europeană cu substanțe care necesită atenție deosebită pentru că au un potențial efect asupra omului și mediului. Și dau ca exemplu acrilamida, benzenul, benzenul etil, isopropil, benzenul sau în paranteză cumen, naftalina, tetrasodiu, etilen și așa mai departe. Una din substanțe, naftalina bis sau metiletilul, este prezent în prezent este considerată ca fiind bioacumulativă și toxică. 17 dintre ele sunt considerate ca toxice pentru organismele acvatice. 38 sunt clasificate acut toxice pentru sănătatea umană. 8 dintre ele sunt clasificate ca fiind cancerigene, cum ar fi benzenul și amida acril sau oxid etilena și alți solvenți pe bază de petrol utilizați. 6 sunt suspecte cancerigene, cum este hidroxilamina clorhidrat. 7 sunt mutagene, cum este benzenul și oxidul de etilenă. 5 sunt clasificate cu efecte asupra funcției de reproducere și lista poate să continue. Și astea toate pot să ajungă în apele... Nu, aici ar fi cu să mai devreme sau mai târziu pot să ajungă. Pot să ajungă în apă. Pentru că am găsit, o secundă, am căutat studiile să vedem. Și Agenția pentru Protecția Mediului a Statelor Unite are în curs de desfășurare un studiu care va fi publicat la sfârșitul acestui an. A existat un studiu în 87, l-au ținut secret din păcate. Era vorba de metanul care scăpa în rezervele de apă din zonă și acel studiu e cu duș și întors pentru că nu au fost făcute măsurări înainte de a începe exploatarea. Oricum, în 87 tehnologia era puțin diferită față de în prezent. E mult mai sofisticată. Aici apare problema mare. Enunțăm o sumedere de substanțe extrem de periculoase. În industria chimică sunt folosite aceste substanțe. Păi acum, de asta murim de cancer. Nu, le interzicem să le folosim acolo din același motiv. Încetul, ele încetul, sunt da. Substanțe care contribuie la fabricarea altor substanțe. Sunt în anumite procese tehnologice, în anumite etape avem, de exemplu, benzen. Interzicem producerea completă de benzen. Un contraexemplu. Interzicem accesul benzenului în apa care poate să fie... Nu, hai să luăm un exemplu exact la ce spui. Ajungem în, la 2000 de metri, spuneați. O să vă explic. Uniunea Europeană recent a ridicat problema și s-a și pus în lege biberoanele de masă plastică, având anume substanțe, au fost clar interzise. Încetul, încetul, chimiștii vor fi puși la zid acolo. Deci, unde fost, deci acela e produsul final. Eu mă referam la produsul intermediar. Da. Deci care apar în procesul de fabricație a unor compuși chimici. Ce se deci avem cu informații că ele ajung în apa freatică? Dacă îmi dați voie să vă citez un studiu al Universității New York, tot așa de dată recentă, este din martie anul trecut. Este un studiu pentru a evalua riscul chimic și biologic. A fost publicat unde?
Este publicat de către Dr. Ronald Bishop, care revista. Departamentul este un studiu al departamentului publicat categoric undeva. Studiul lor. Interesează dacă este publicație din aceea cu peer review, adică studiul poate fi certificat de altcineva. Este pe site-ul acestei universități din New York, Catedra de Chimie și Biochimie. Sunt foarte multe studii. Acesta este doar unul pe care l-am adus pentru că mi s-a părut relevant. Dacă veți căuta în literatură, o să găsiți că ele sunt multe și apar tot mai multe. Spuneați la un moment dat de EPA, de Agenția de Protecție a Mediului din Statele Unite. Păi atâta timp cât în 2005 a fost eliminată din legislație ca fiind poluantă activitatea de fracturare hidraulică, automat nu s-au mai făcut monitorizări. Aceasta este una din problemele pe care le are acum. Acum, și studiul este început cu mulți ani în urmă. Da. S-au făcut și între timp studii din mediul academic, surse deci, independente, exact EPA, dar n-au existat măsurători sistematice. EPA a început abia de anul trecut să facă aceste studii, pe care a promis că le va finaliza în 2014. De ce? Pentru că numai anul trecut și numai în Pennsylvania, de exemplu, au primit 250 de sesizări. De-a lungul timpului s-au primit mii de sesizări, dar ele n-au fost luate în seamă. În final, totuși, EPA a admis că trebuie să facă ceva, că trebuie mai întâi să analizeze și să monitorizeze, nici măcar monitorizare nu s-a făcut sistematic, pentru că au constatat și au declarat public, chiar EPA, în 8 decembrie anul trecut, a fost prima lor declarație publică în acest sens, că fracționarea hidraulică și fluidele utilizate au contaminat apa potabilă, de exemplu, în localitatea Pavilion, în Wyoming, iar ca urmare a acestei constatări făcute de EPA, Direcția de Sănătate Publică din statul Wyoming a interzis populației să bea apa din fântânile din zonă. Și ulterior, populația a fost alimentată, destul de complicat tot procesul, alimentată cu apă potabilă adusă cu cisternele. Acest lucru se întâmplă în continuare pentru că nu și-a revenit apa. O contaminare de acest gen, să știți că nu se rezolvă chiar atât de ușor, depinde până la ce nivel se produce, pe ce suprafață. De exemplu, tot în anul trecut a existat în Pennsylvania, la un moment dat, scurgeri de la unul din foraje care au afectat o suprafață de 23 de kilometri pătrați. Nu întâmplător, 15 state din Statele Unite au decis să interzică această metodă. Sunt de asemenea 67 de orașe care au luat această decizie, tocmai pentru că s-au întâmplat accidente. Faptul că nu s-a luat o decizie la nivelul administrativ sau nu s-a luat una la nivelul federal, n-a împiedicat statele, pentru că știți foarte bine, la americani fiecare stat poate să aibă și reglementări proprii, să interzică în unele cazuri aceste Eu vreau să vă spun așa, cu o logică simplă îmi spune că din moment ce există foarte adesea fântâni care miros a petrol, datorită infiltrațiilor de la puțurile de petrol. Este foarte logic ca acest lucru să se întâmple și cu gaz. Nu înțeleg de ce gazul la care o expansiune e mult mai ușor de făcut ar fi scutit să facă asta, da? El este reținut într-o rocă care nu permite eliberarea. Dar în momentul în care eu le eliberez... Dar nu le eliberez peste tot. Sunt, de fapt, niște microfracturi care se produc acolo. Și, mă rog, e un agent, e apă și se adaugă agenții respectiv ca să mișoreze forța de frecare, pe de altă parte să permită și nisipul se îndruce, să permită să rămână fracturile deschise. Deci, suntem siguri de activitatea asta ingineriască, că e impecabilă. Nu, eu nu sunt sigur. Eu de asta v-am spus ieri când mi-a spus că asta este tema, că mai am nevoie de 2 săptămâni de documentare. N-am apucat decât fugitiv. Obama a declarat chiar la începutul anului trecut că e bucuros că America are rezervele acestea de gaz metan. E vorba de gaz de șist, care îi vor ajunge 100 de ani. Președintele Obama. În același timp, o comisie senatorială care se ocupă exact de problema asta, tot anul trecut a prezentat un raport în care se cere imperativ companiilor producătoare de sau extrăgătoare de gaz metan din acesta de șist să
dea publicității substanțele folosite. Mie asta mi se pare, putem vorbi orice, dar lista substanțelor folosite ca aditiv pentru apă trebuie mult să-i făcută public. Cu siguranță că această problemă va fi dezbătută și în forurile europene. De fapt, acest lucru deja se discută. Spuneați de substanțele utilizate. De exemplu, acest studiu la care făceam mai devreme referire al Universității New York afirmă că la un moment dat chiar în concentrații care nu pot fi detectate, anumite substanțe rămân foarte periculoase. Dar fără a avea o listă cu aceste substanțe utilizate, ne punem problema ce monitorizăm. Nici măcar nu știm ce să măsurăm. Ne îmbolnăvim și nu știm de ce. Pentru că aici a fost un mare semn de întrebare, de asemenea și pentru mine, față de ANRM, în momentul în care s-au încheiat aceste contracte de concesiune, care sunt termenii și clauzele contractelor, cât timp noi nu cunoaștem mai nimic despre această tehnologie, la modul în care ea funcționează. Nu avem un set de bune practici, nu s-au impus niște condiții, de exemplu, legate. Sunt foarte multe domenii care ar trebui gândite înainte. De exemplu, la ce distanță permitem activitatea aceasta de exploatare față de comunități și așezări umane? Pentru doamne, că vă propun să au avut asemenea o clipă probleme pentru un moment de promo și vom reveni la ideea asta. La ce distanță se poate pune ceva atât de periculos, da, sau, dimpotrivă, atât de nepericulos? Opțiunea DVR de la UPC poți să oprești, să derulezi și apoi să continui să urmărești emisiunile difuzate în direct când dorești. Redescoperă privitul la televizor. Emisiunile tale favorite rulează atunci când vrei tu. Comandă acum opțiunea DVR la 031 100 1000. În direct, cum vă spuneam. Bun, după ce au spus, Obreja face profit din bani publici. Echipă puternică astăzi în studio. Nu puteam să renunț, fiindcă aveam o clauză de a plăti 500.000 de euro dacă îmi dau demisii. În campionatul nostru nu a avut o evoluție bună, în cupele europene, ce? Da. Eram aproape și să ajungă în primăvară europeană. Pe Tătărușanu l-am luat de la Liga 3-a. Nu credeam! Nu fond de ce, n-ar fi nicio crimă până la urmă. În fiecare sâmbătă la ora 15:30, Cătălin Maximiuc vă invită să urmăriți emisiunea Călător prin țara mea. Vă veți întâlni cu locuri de legendă, dar și cu cele mai interesante mâncăruri tradiționale românești. Sâmbătă la ora 15:30. Misiunea animalelor este o emisiune cu și despre animale care fac diferența în viața oamenilor. Este vorba despre animalele care iubesc, care vindecă și care trăiesc alături și pentru oameni. Urmăriți Misiunea animalelor în fiecare sâmbătă de la ora 16 pentru a vă bucura sufletele și pentru a învăța cum și de ce trebuie să iubim și să respectăm animalele.
Revenim în studio. Pe YouTube există o mică bucățică de reclamă în care un fermier zice cât sunt eu de fericit că să vezi că vacile îmi pasc aici și îmi dau lapte bun, că îmi crește nu știu ce colza și că fabrica aia de acolo care, din care se scoate și gaz e ca la mine, în grajd. Mă simt foarte bine. Adică e atât de deșanțată reclama încât, sigur că creează o reacție adversă. La ce distanță poate să fie o asemenea uzină? Practic a arătat că dacă distanța este redusă și riscul de accidente pentru comunități este mai mare. Pentru că ce spun americanii? Sigur, studiile independente, nu ale companiilor, mediul academic. Că nu există sondă care să nu aibă scurgeri. Atât la petrol cât și la gaze, contează doar dimensiunea scurgerilor și momentul în care se produce. Ele sunt inevitabile. Din vari motive și am văzut un studiu foarte detaliat care inventariază toate posibilitățile, începând de la faptul că atunci când se sapă gaura de sondă și se ajunge la stradă, de exemplu, prin toate intervalele parcurse, se deschid căile de acces. Să treci prin tâmpâna apelor, eu așa știu, că n-ai oricum sap undeva. Care utilizează gaura de foraj ca și cale de acces. Sigur că ulterior se fac cimentări, se introduc tubingurile de metal, dar până la momentul în care se întâmplă acest lucru, totul e posibil. Chiar dacă nu sunt cantități economice, acele gaze eliberate, substanțe radioactive din teren, din sol, din subsol, din stratele parcurse, chiar dacă nu sunt cantități economice, ele există și uneori pot fi semnificative ca impact asupra sănătății și vieții. Ulterior, specialiștii spun, asigurăm condiții perfecte pentru că noi cimentăm, introducem acele tubinguri de metal și cimentăm. Dar după cum arată de asemenea studiile, nici acel ciment nu este perfect încă de la momentul în care se toarnă, pentru că nu are contact cât, perfect cu anumite tipuri de loci. Și chiar șisturile sunt date ca exemplu ca tipologia rocilor care nu permit o cimentare perfectă. Pe urmă, cămașa aceea de metal și ea ruginește și se corodează, mai ales dacă luăm în considerare la ce presiuni se întâmplă toate aceste procese, pentru că la 2-3 mii de metri presiunea este enormă, presiunea cu care se lucrează este foarte mare. Presiunile, 6.000 de atmosfere. Presiunile pe care le utilizează în procesul de fracturare, care se poate repeta la un singur foraj de 6-8 ori. De 6-8 ori se produc acele implozii, explozii și se fracturează rocile. Asta nu înseamnă că nu se poate fractura și tubingul în egală măsură, că nu se fracturează și cimentul și așa mai departe. Revin însă la întrebarea esențială. Europa acum și mai importă 60% din gazul de care are nevoie, peste 15 ani va importa 83%. Deci îi crește, are nevoie, nu? Ce face? Cumpărăm. Păi toată Europa are nevoie. Pentru că Polonia, după știința mea, Cehia, Ungaria, se votează cu tehnologiile astea. Deocamdată Polonia este ferm decisă să își exploateze aceste resurse de gaze de șist, însă nu e singura țară din Europa care are resurse. Aproape comparabile cu cele ale Poloniei, cu o mică diferență în urmă, este Franța. Ori Franța a decis... A decis să interzică această metodă, utilizarea ei, considerând că, deocamdată, cel puțin, tehnologia prezintă riscuri pentru mediu și ei nu vor să-și asume aceste riscuri. Formularea lor e puțin diferită, nu e vorba de interzicere, e un moratoriu până când vor fi clarificate toate problemele care țin de această exploatare. Repet, studiile științifice pot demonstra. Eu am căutat în publicațiile, mai toate, foarte puține sunt publicate. La Franța este, sigur, cu scuze laterală, ca să spun așa, e 80% din energie din nuclear. Deci nu-și bat capul. De așa că e mai ușor de pus dop și să zic că nu fac asta. Și aceste... La noi, dacă ar fi să fie, în afară de Bârlad, ar mai fi lângă Arad?
lângă Bihor, pe lista NRM sunt mai multe perimetre scoase la concesionare, sunt 20 de perimetre. Din păcate, lacunele din legislația română nu ne permit să decelăm care dintre ele sunt scoase la concesionare pentru petrol și care pentru gaze și care pentru gaze de șist. Pentru că senzația este, cel puțin ca jurist, că se profită de aceste ambiguități sau lipsuri ale legii. Contractele acestea de concesiune au fost încheiate pe baza legii petrolului. Nici măcar nu există un regim de concesionare pentru gaze distinct, ca să nu mai vorbim de gazele de șist, care înseamnă cu totul altceva, pentru că ridică mult mai multe probleme sensibile pentru mediu. Chiar președintele ANRM de altfel a recunoscut, la un moment dat aflat într-o vizită în străinătate, chiar în Statele Unite, că România mai are foarte multe deficiențe la nivel legislativ și că trebuie să vină cu completări pentru a netezi drumul acestor exploatări ale gazelor de șist și evidenția atunci problemele de mediu, în primul rând, problemele legate de proprietate și aici o interesantă discuție de făcut, pentru că în Statele Unite proprietarii pământului au atât dreptul de proprietate asupra suprafeței solului, dar și drepturile comerciale pentru subsol până la cea adâncime. Ce... Avem tocmai imagine cum arată, da, ce povestea doamna mai devreme. Deci este un puț vertical. Am și un film, dar durează cam mult. Da. E vreo 4 minute și am ieșit din subiect. Deci e un puț vertical urmat de un puț orizontal. Se produc în zona puțului orizontal niște explozii. Injectarea sub presiune a... Se face pe urmă injectarea sub presiune după ce se fac niște fisurări inițiale cu ajutorul explozivilor. Se utilizează cantități enorme de fluid de fracturare. Vorbim de 60 de milioane de litri de fluid la un singur foraj. Gândiți-vă, în primul rând, câtă apă scoatem din bilanț, câtă apă devine inutilizabilă pentru agricultură sau este scoasă din utilizarea ei anterioară. Și dacă la Bârlad, de exemplu, domnul Pătruții spunea că nu avem o problemă pentru că luăm apă din râuri, cu Dobrogea deja lucrurile stau puțin altfel. Așa, al treilea domeniu pe care îl identifica domnul Pătruți era cel al transportului, magistralele și gazoductele pentru transportul produselor exploatate. Sunt trei domenii în care legislația trebuie corectată, iar referitor la proprietate, spuneam că în Statele Unite sunt proprietari și pe sol și pe subsol. În Europa, în general, legislația dă drept de proprietate asupra suprafeței terenului, în timp ce subsolul și resursele sunt în proprietatea statelor. Ce alte perimetre ar mai fi? Da. Din răspunsul pe care domnul Pătruții ni l-a furnizat ca urmare a unei întrebări pe care am adresat-o în baza legii 544 privind accesul la informația de interes public, ne-a comunicat perimetrele din Dobrogea, care între timp au fost și concesionate de altfel. De asemenea, mai există perimetre în județul Bihor și Arad. Mai există perimetru care este vizat pentru gaze de șist în zona Craiovei, dar, repet, nu știm despre celelalte, nici în ce stadiu se află, nici care este exact destinația, ce se vizează acolo, pentru că formularea din legea petrolului este una foarte vagă. Iar toate aceste contracte de concesiune se fac în baza unor hotărâri de guvern, care dacă le iei și le analizezi, se poate constata că sunt aproape identice, diferă doar denumirea perimetrului și compania căreia îi se acordă concesiunea. În rest, sunt două propoziții în care se certifică faptul că s-a încheiat un contract de concesiune între statul român și compania respectivă și al cărei obiect este explorarea, dezvoltarea și exploatarea de resurse. Ori asta nu ne dă prea mari garanții nici că statul ne va proteja împotriva poluării, nici că statul a luat măsuri ca dacă se întâmplă un accident ecologic, el să fie remediat de cel care l-a provocat, că sunt garanții materiale. Doamna, observați că lobby-urile sunt atât de puternice în Statele Unite, cât și după isprava pe care a făcut-o
BP-ul, British Petroleum, da, în Golful Mexic. Mexic, uriașă. Pierdere, va fi pedepsită că o să plătească 7-8 miliarde de dolari, cel puțin, dacă nu mai mult. Și liniște mai departe, alte puțuri scot petrol mai departe, nu-și bate nimeni capul cu asta. Profitul este esența societății. Se mai închid, chiar statul New York a închis multe zone. În momentul de față avem de-a face cu concesiuni pentru cercetare sau pentru exploatare? În hotărârea de guvern se vorbește de explorare, dezvoltare și exploatare. Ceea ce ne face să deducem că etapa de prospecțiune a fost depășită. De altfel, reprezentanții Chevron, care, făcând o paranteză, au plătit cea mai mare, sau sunt în curs de a plăti cea mai mare daună pentru poluarea mediului în Ecuador din istoria omenirii. Le doresc să o plătească. Reprezentanții firmei Chevron au afirmat că la Bârlad prospecțiunea s-a încheiat. De altfel, au precizat și cu cine au făcut lucrările. E o firmă care se numește Prospecțiuni S.A. și aparține omului de afaceri Tender. Deci acolo etapa de prospecțiune a fost depășită. Nu știm cum stau lucrurile în Dobrogea, acolo nu avem informații, dar revenind la discuția anterioară, în Dobrogea va fi o mare problemă cu apa. Pentru că Dobrogea nu beneficiază nici de ape de suprafață, nici de un regim al precipitațiilor foarte generos. Acolo alimentarea, inclusiv a localităților cu apă, se face din foraje, scoțând apă din acviferele subterane. Ori, dacă aceste surse vor fi utilizate și pentru procesele de fracturare hidraulică, e o competiție care nu știm în ce măsură va lăsa un debit suficient în zonă pentru gospodărirea localităților și, de asemenea, dacă prin procesul de fracturare acviferul respectiv ar fi contaminat, ar fi o catastrofă pentru întreaga zonă de litoral, care se bazează aproape exclusiv pe aceste surse de apă. Să spun, aduc din Dunăre, fac transferul apei. Da, aici, sigur, ar putea fi și varianta asta, dar asta presupune atunci să transport cu cisternele. Oricum, chiar dacă fac un post de alimentare din acvifer până la foraje, apa trebuie dusă cu cisternă. Sunt camioane și echipamente cu un gabarit pe care noi încă nu suntem obișnuiți să le vedem prea des pe drumuri. Cele care se utilizează în acest procedeu de fracturare hidraulică, și astea sunt alte aspecte ale stresului provocat la nivel local, atât pentru așezările umane, cât și pentru biodiversitate, habitatele naturale, pentru că se fracționează. Pericolul seismic este iarăși unul cert și real. De fapt, dacă studiem puțin arhivele, o să vedem că el a fost recunoscut și în Statele Unite încă din 1966. Este celebrul Arsenal Rocky Mountains, unde armata americană a făcut un experiment împreună cu Institutul Geologic. În anul 1961 a fost forat acolo cel mai adânc foraj la data respectivă. Noi am învățat după 20 de ani despre la facultate și încă era dat ca exemplu, avea peste 12.000 de metri, iar utilizarea lui a fost de a se injecta ape uzate, ape reziduale și foarte toxice. Procesul a durat până în 1966, când acest proces de injecție, care deja introdusese în subteran peste 165 de tone de fluid, a fost întrerupt, iar specialiștii la data respectivă au comunicat foarte criptic că e posibil să fi fost o legătură cu seria de seisme din statul Colorado și acest foraj în care se injectaseră sub presiune fluide. Practic s-ar întâmpla ce? Straturile de rocă să se prăbușească? Gândiți-vă în primul rând că acolo nu este un vid. Ca să introduci ceva într-un alt spațiu, presupune să injectezi sub o anumită presiune. Ori aceste presiuni induse într-un în subteran, de presupus spongios, așa de uretos. Nu neapărat, la 12.000 de metri nu mai am spațiu spongios.
Rocile sunt foarte compacte și deja există o presiune litostatică enormă de deasupra. Ca să o înving și să reușesc să injectez ceva acolo, trebuie să vin cu o contrapresiune egală cu cea a rocilor, plus ceva în plus ca să pot să introduc substanțele la nivelul respectiv. Ori aceste presiuni enorme induse chiar la o adâncime atât de mare creează niște destabilizări nu doar la nivel local, cât și pot să pună în activitate fracturi preexistente, fracturi care poate pe moment sunt liniștite, dar să fie reluate niște zone seismice cunoscute, se induce oricum o presiune suplimentară. Doamna, nu vă pun întrebarea dacă sunteți pro sau contra, că ți-e clar unde sunteți, dar eu vreau să vă aduc un alt argument. Am fost la Congresul Petroliștilor, cred că acum 3 ani, și ei spuneau așa: noi am făcut lumea asta în care trăim. Progresul umanității ni se datorează, în mare parte. Gândiți-vă că în energetică lucrează o cincime din forța de muncă a planetei. O cincime din forța de muncă a planetei, și petrol, și gaz, și asta e totuși de luat în seamă. Deci argumentul ingineresc este: noi, ascultați-ne pe noi, lăsați prostiile cu mediul. Vestea proastă, bun, mediul n-a fost luat în considerare nici în domeniul petrolier foarte mult timp, nu a fost tratat cu suficientă responsabilitate nici în ceea ce privește zonele miniere, și vă dădeam exemplu cu Călimani, Ciudanovița, dar și Roșia Poieni, unde avem cea mai mare poluare în curs, pentru că acolo procesul este încă activ. N-a fost luată an de rândul în considerare problema mediului. S-a mers doar pe obținerea unei resurse utilizată ca și principală materie în generarea energiei. Ok, vestea proastă pentru petroliști. Se apropie vârful petrolului, dacă nu cumva a fost și depășit. Rezervele sunt finite. Lumea trebuie să se orienteze spre alternative. Ori cu gazele de șist nu vom face decât să prelungim această agonie, să mai dăm un balon, dar nu de oxigen. Da, dar aduce bani pe acționarilor, una, al doilea, de locuri de muncă și la omul mic. Asta și cu locurile seama de muncă rămâne de discutat. Gândiți-vă că în domeniul petrolier nu poți să iei pe oricine și să îi dai pe mână utilaje cum vedem în acele imagini. Aici se folosește un personal calificat. Dacă oamenii din partea locului se așteaptă să fie angajați ca să lucreze în fracturarea hidraulică pentru a extrage gaze de șist, s-ar putea să fie dezamăgiți. Așa cum au fost, de exemplu, și cei din Pennsylvania sau New York, e unul din reproșurile pe care le-au făcut autorităților când au făcut tot felul de proteste. Riscul seismic. Aș mai da un exemplu ca să nu încheiem subiectul fără acest exemplu absolut relevant, este cel din Marea Britanie. Un caz recent, aproape de noi, pentru că e pe același continent, la Blackpool anul trecut, în aprilie și mai, s-au produs o serie de seisme care au fost la momentul respectiv puse pe seama companiei care, mă rog, a procedelui utilizat de compania respectivă, care făcea explorare, atenție, nici măcar nu făcea exploatare, explorare pentru gazele de șist. Momentul acela a fost o referință, s-a luat o pauză, societatea britanică a intrat în dezbateri profunde, au încercat să identifice toate vulnerabilitățile pe care le au atât în legislație cât și în alte domenii, ca să nu ajungă să trăiască un coșmar, și în momentul de față nici acum nu s-au reluat lucrările în Marea Britanie din aprilie-mai 2011. Iată că a trecut un an. Da, cu Quadrilla, fost relativ Quadrilla Resources a comandat un studiu și în noiembrie au recunoscut și ei că într-adevăr a existat o legătură, pentru că epicentrele s-au pliat foarte bine pe zona în care ei lucrau. Cu tremure relativ mici.
În urma activității miniere de extragere a cărbunelor în acea zonă, se produceau microseisme mult mai mari. Relativ mici, dar uite că și în Statele Unite lumea începe să își pună mari semne de întrebare. Da, în Marea Britanie, sigur, n-au avut o intensitate mare, dar ei merg pe principiul prevenției. Și cred că e o abordare foarte corectă față de proprii cetățeni. Dar dacă ne întoarcem în Statele Unite, unde, haideți să luăm de exemplu statul Oklahoma. În Oklahoma, tradițional, aveau cam 50 de cutremure pe an. Din 2010 au ajuns să aibă, la nivelul 2010, 1047 de cutremure în zona, aflându-se 181 de foraje. De exemplu, în Lincoln County, din statul Oklahoma, pe 17 ianuarie au fost 43 de seisme identificate pe parcursul a 24 de ore, clar determinându-se că au o legătură cu activitatea de fracționare hidraulică, pentru că, repet, pot fi măsurate localizările. De fapt, au fost 50 de seisme, din care 43 au fost clar identificate epicentrele și localizarea în legătură cu... Sândulescu, intervenind în discuția dumneavoastră la emisiunea lui Moise Guran, a spus așa, mai ales că chiar dacă sunt mici întâmplări seismice, Cotul Vrancei nu-i departe și la Vrancea e altceva. La noi e o situație particulară și există acest factor de risc suplimentar pe care trebuie să luăm în seamă, dar nu te poți hazarda nicio zonă să faci asemenea lucrări fără să ai foarte clar un model tectonic al zonei respectivă, pentru că evidențele arată această posibilitate. E o ipoteză bazată pe experimente și pe o experiență de peste 20 de ani din alte state. Nu putem să o neglijăm, dar fiecare zonă are particularități. Asta trebuie să înțelegem. Sigur, luăm ca model și ca model teoretic ce se întâmplă în alte state, dar mai întâi să ne clarificăm care este potențialul inclusiv seismic al zonelor pe care noi le punem în explorare pentru asemenea resurse. Am început discuția noastră, dumneavoastră, propunând un palier, mi se pare extrem de logic. Ce vrem să facem? De ce ne trebuie mai multă energie? Avem noi nevoie de asta? Vrem să o vindem? Vrem să construim industrie care să fie folosită? Asta e una. A doua problemă cu care încheie emisiunea, ne mai apropii de sfârșit, este trebuie neapărat să scoatem tot din pământ, tot ce avem? Trebuie neapărat să nu lăsăm nimic generațiilor următoare? Tot orice pungă de petrol să o strângem la gazul care... Trebuie să acționăm mai responsabil și să fim mai înțelepți. În anii 60-70 s-a pornit cu mare avânt la exploatarea resurselor României. Atunci s-au demarat și minele de cupru, mă rog, și foarte multe alte exploatări cu care astăzi ne luptăm să le ecologizăm, pentru că la vremea respectivă nici măcar nu s-a luat în calcul că va fi un impact asupra mediului. Abordarea era cu totul diferită. Și iată că după o jumătate de secol am ajuns să deținem noi ca români câteva recorduri. Dacă luăm, de exemplu, Roșia Poieni, pentru că avem, iată, cu Prumin una din chestiunile pe agenda zilei. Vai, acolo ce avem? În primul rând avem o mare problemă ecologică, dincolo de faptul că avem niște resurse care pot fi sau nu exploatate de România sau de o altă companie. Problema ecologică e una foarte acută. Acolo avem câteva recorduri, după cum spuneam, avem cel mai mare iaz de decantare, are 60 de hectare și are un apex, o înălțime de 60 de metri. Conținutul este unul extrem de toxic și de periculos. Dacă se întâmplă ceva cu barajul iazului, atât Arieșul cât și Mureșul vor fi o catastrofă pe oriunde vor ajunge și nu numai. Avem de asemenea haltele de steril.
Așa cum spuneam, toată țara e plină de halde de steril care n-au fost ecologizate, pentru că n-a existat această concepție clară de la început. Nici ele n-au fundație, sunt depozitate în aer liber foarte multe. Și să nu uităm, problema haldelor de la Roșia Poiene a fost inclusiv una din clauzele negociate pentru aderarea României. Noi aveam niște obligații clare pe care statul român nu a reușit să le îndeplinească până în acest moment. Iată că și decât în oarecare măsură am înțeles că autoritățile au declarat prin MECMA că o treime din obligații au fost remediate, dar nu în integralitate. Dacă s-a considerat că privatizarea poate fi un subrefugiu pentru a nu se duce la îndeplinirea acestei obligații, iată că nici privatizarea nu a fost una reușită, din vari motive. Problema însă rămâne. Ce facem cu acele halde? Termenul a expirat în iulie anul trecut. România este în pragul unei proceduri de infringement pentru ele și precum aceste bombe ecologice de la Roșia Poieni, mai sunt multe altele în țară. Deci nevoia reală și foarte acută ar fi ca cineva să gândească coerent o politică la nivel de țară pentru a ecologiza toate aceste vestigii ale mineritului în România. Și ar trebui abia după aceea să ne punem problema ce facem mai departe. Și avem și locuri de muncă, domnule profesor, pentru că această ecologizare chiar angajează o mare resursă umană. Închei emisiunea cu, încă o dată vă arăt, acest proiect Desertec, de la care s-a pornit în Germania o adevărată bătălie pentru solar, deși ei n-au soare cât le trebuie, dar pentru educația cetățeanului au pornit foarte tare să facă... Să-l convingă pe cetățean și pe copilul mic că într-adevăr trebuie să folosim soarele. Eu vreau să invit Institutul Verde o dată la 4-6 emisiunile noastre, deci o dată pe lună sau o dată la o lună jumătate, la o discuție despre responsabilitate, despre solar și despre eolian. Hai să facem rost de harta eolianului, să vedem harta vânturilor la noi și ce s-a făcut până acum, să ne dăm seama, să judecăm nuclearul de trebuie mai departe sau nu, și să, eu știu, acționăm responsabil, mai ales cu aceste atacuri împotriva subsolului și a ceea ce vor avea sau nu vor avea urmașii noștri. Vă mulțumim pentru participare. Vă mulțumesc și pentru participare și pentru invitația în viitor. O seară. Vom fi încântați. Vreau.